Mesaj disperat al mamei polițistului Bogdan Gigină, mort în timp ce deschidea coloana care îl însoțea pe fostul ministru Gabriel Oprea. Ea spunea, trimite un mesaj disperat autorităților, este în legătură telefonică directă cu noi acum, Carmen Gigină. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, doamnă! Un an și 9 luni de la tragedia respectivă. Un an și 9 luni, se împlinesc aproape un an și 10 luni acum pe 20 august. Bun. Ce sperați dumneavoastră de la autorități în acest moment? Ce putem să sperăm, doamnă, decât să se facă dreptate pentru el? Asta e tot ce așteptăm de un an și 10 luni de zile. Un an și 10 luni așteptăm dreptate pentru acest copil. Ce credeți că ține lucrurile în loc, de fapt? Nu știm, e greu de spus. Domnul avocat Ionașcu a tot făcut demersuri pentru urgentarea închiderii acestui dosar și de fiecare dată ați văzut că v-a informat în legătură cu demersurile care au fost făcute și totuși nu primim niciun răspuns. Ați încercat să apelați la alte autorități, la Ministerul de Interne, la foștii colegi ai fiului dumneavoastră? Bineînțeles, de atunci, de când s-a întâmplat nenorocirea, dar toată lumea este într-un cont de umbră. Nu putem obliga pe nimeni să vorbească și altă putere noi ca părinți nu avem în țara asta românească. Respectăm legea și atâta tot. Păi, pe căi legale mă gândeam că poate puteți face, nu știu, memorii la Ministerul de Interne? V-a mai întrebat cineva, v-a căutat vreo autoritate în ultima perioadă să vă întrebe ce mai faceți, cum sunteți? Nu. Nu, nici nu poate fi vorba de așa ceva, nu. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă. În legătură directă cu noi acum este și colega mea, Roxana Ciucă. Ea are informații noi despre acest caz și despre dosarul care, iată, trenează de mai bine de un an și 9 luni. Roxana, te rog. Bună ziua, Maria, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ați auzit-o așadar în exclusivitate pe Carmen Gigină în direct la noi la Antena 3, vorbind despre toate aceste nedreptăți care, iată, se întâmplă de un an și 9 luni de la moartea lui Bogdan Gigină. Practic, de atunci autoritățile bat pasul pe loc și nu fac absolut nimic pentru a afla cine se face vinovat de moartea acestui tânăr. Ca o noutate, dacă vreți, vineri, apărătorul familiei s-a dus la direct Direcția Națională Anticorupție și a depus acolo o sesizare de urgentare a acestui dosar. Nu aceasta ar fi noutatea, ci faptul că sunt depuse vreo 6 astfel de cereri către Direcția Națională Anticorupție. Nu s-a întâmplat absolut nimic și familia, dar și avocatul se gândesc și la alte măsuri să se adreseze și altor căi pentru a face în așa fel încât Direcția Națională Anticorupție să soluționeze cât mai repede de această cauză.